Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare. Dragilor, astăzi vă invit la o etalare interactivă despre dragoste. Vreau să vedem ce mai faceți dumneavoastră, care mai este energia dumneavoastră, care mai este energia persoanei la care voi vă gândiți. Nu uitați că este și rămâne o etalare generală, indiferent că ea este interactivă și că voi vă veți alege între anumite, da, între cele trei inimioare pe care le am eu aici, rămâne totuși o etalare generală și trebuie să luați în considerare acest lucru. Nu știu, mi-am pregătit mai multe cărți de tarot și oracol, nu știu pe ce să iau și cu ce să lucrez astăzi, dar voi vedea. Dacă dumneavoastră vreți să participați la această etalare, această piatră a sărit prima, deci va fi pentru prima variantă piatra roz, inimioara roz, varianta 1, varianta 2, inimioara indigo și varianta 3, inimioara maro, sidefat. Da? Deci roz, indigo și maro sidefat. Voi începe cu cei care ați ales inimioara roz, dragii mei. Da? O voi lăsa aici. Pentru voi este această etalare. Haideți să vedem un pic energia dumneavoastră și energia persoanei la care voi vă gândiți și ce se poate întâmpla într-un viitor apropiat. Voi vă gândiți la acest viitor apropiat, da? Eu nu știu, poate fi într-o zi, două, lucrurile se pot întâmpla de aici în câteva luni și așa mai departe. Voi vă gândiți la acest viitor apropiat. Haideți să vedem pentru voi. Ok, au sărit trei cărți. Aceasta este energia dumneavoastră. La voi există anumite, da, probleme sau nu neapărat probleme, dar sunteți îngrijorați un pic de partea financiară, de carieră. Dumneavoastră vă concentrați foarte mult în această privință, da? În realizarea profesiei așa cum trebuie. Anumite, eu știu, constrângeri financiare împiedică energia dumneavoastră să fie distribuită către persoana respectivă. S-ar putea să fiți singuri în acest moment, să nu fiți cu această persoană, dar voi, preocupându-vă de carieră, de activitățile dumneavoastră zilnice, dacă nu lucrați, orice altceva, rămâneți cu totuși optimiști cu privire la această persoană, da? Chiar dacă uneori aveți gânduri un pic mai, cum să vă spun, sentimente care vă apasă, da? Să nu le numesc gânduri negative, dar sentimente care vă apasă. De ce? Pentru că voi la început n-ați vrut această persoană. A intrat așa în viața dumneavoastră, iar parcă lucrurile au mers destul de rapid, s-au îndreptat destul de rapid într-o conexiune aparte. Nu știu dacă ați vrut neapărat această persoană, pentru că diferă foarte mult de stilul pe care dumneavoastră îl aveți, da? Dacă sunteți femeie, persoana respectivă diferă foarte mult de stilul dumneavoastră ca și bărbat. Nu este ceva ce v-ar da pe spate, ce v-ar plăcea sau la prima vedere, dar ceva a făcut în așa fel încât să existe această conexiune. Haideți să vedem la persoana respectivă la care vă gândiți. Această persoană s-a retras, da? S-a retras din, o văd retrasă, da? O văd retrasă din spațiu public, o văd retrasă după rețele de socializare sau oricum nu mai postează nimic sau o văd retrasă în sensul că cred că a trebuit să plece din această conexiune pentru că așa și-a dorit, a considerat că este mult mai bine pentru el sau ea, dar și pentru dumneavoastră și atunci a decis să plece. Văd această persoană. Problemele care le are persoana respectivă, pentru că are câteva probleme în momentul de față când voi priviți acest videoclip, sunt legate de familia sa, copii, frați, surori, părinți, da? Familia sa în general pune o mare problemă astăzi în viața acestei persoane, dar atât voi cât și persoana respectivă vă doriți iubire.
Dar ceva a făcut să vă desprindeți. Parcă la această persoană, familia, problemele care vin din copilărie, nu cred că a avut o copilărie fericită această persoană, iar la voi, finanțele, cariera, încercați să vă concentrați acum asupra acestei particularități, nu neapărat că nu aveți, dar probabil să vă scoateți persoana aceasta din minte. Și ambii vă doriți iubire, ambii doriți să aveți o viață amoroasă împlinită, ambii doriți să fiți iubiți, da? Însă v-ați găsit într-un moment destul de greoi, da? V-ați cunoscut într-un moment dificil și lucrurile au făcut să nu fiți împreună în momentul de față. Nu știu dacă ați avut o relație, da, dumneavoastră știți, dar nu mai sunteți împreună în momentul de față. Haideți să vedem ce este cu aceste probleme de ordin financiar, material sau ceva care vă acapareze dumneavoastră atenția și care împiedică această persoană sau altcineva. Da, o întâlnire cu această persoană la care vă gândiți. Fie el sau ea lucrează foarte mult, fie voi, fie sunteți departe unul de altul, ocupați și asta face în așa fel încât să fie o barieră în acest moment să vă întâlniți. Ce este cu, să vedem la această persoană, de ce a plecat, de ce a decis să se desprindă emoțional de dumneavoastră, pentru că o văd desprinsă emoțional de dumneavoastră sau a decis deja lucrul acesta. De ce? Datorită unui copil, nașterii unui copil, dorinței cuiva de a avea un copil, existenței unui copil sau pur și simplu că această persoană, pentru cei care se potrivește cu nașterea, pentru că nu toată lumea, da, îi se potrivește acest lucru, sau pur și simplu pentru că această persoană își dorește altceva, dorește să aibă un alt început în altă parte cu altă persoană. Da? Haideți să vedem ce este cu problemele acestea din familie. Aceste probleme din familia sa sunt datorită iubirii. Părinții acestei persoane au fost separați de mici. Părinții acestei persoane nu s-au înțeles. Iar această persoană acum nu este responsabilă pentru acțiunile sale și nu vrea să intre cu dumneavoastră într-o conexiune pentru care ar fi responsabil sau ar fi responsabilă. Deci e un pic o problemă legată în acest sens. Haideți să vedem dacă putem afla câte ceva despre viitorul dumneavoastră cu această persoană. Există oare un viitor aici la voi care ți-a zis varianta 1? Haideți să vedem ce putem afla despre viitorul dumneavoastră cu această persoană. Nu văd. Văd că dumneavoastră veți tăia această persoană, cel puțin definitiv pentru moment. Nu există șansă cu această persoană și cu această relație, însă sfârșitul acestei relații va aduce dumneavoastră în posibilitatea de a vă reuni cu persoane dragi, cu persoane pe care nu le-ați văzut de mult. Dacă dumneavoastră sunteți femeie, vă veți întâlni cu două prietene, veți discuta, veți suna, vă veți simți bine, să știți. Cineva vă va invita undeva în sensul că să mergeți la o plimbare în afară, acum nu știu de ceea ce privește COVID-ul ăsta, cum vă plimbați sau pe unde, însă văd că vă întâlniți cu, sau cel puțin vorbiți la telefon cu prietene de ale dumneavoastră, dacă sunteți femeie, iar voi, dragii mei domni, vorbiți cu alte persoane, nu despre situația aceasta, dar vorbiți în general, vreți să ieșiți, vreți să beți ceva, înțelegeți, ceva de genul ăsta, vreți să vă simțiți bine și o să vă simțiți bine. Acest sfârșit al relației acesteia vă aduce
un nou început, iar acest nou început este tradus printr-o stare de bine. Deci, deocamdată, nu veți fi în viitorul apropiat la care voi v-ați gândit cu această persoană. Îmi pare rău. Există pasiune multă între voi, dar nu văd conexiunea, da, față în față sau să fiți în cuplu în, în perioada următoare la care v-ați gândit. Dragii mei, aceasta este etalarea pentru voi, cei care ați ales piatra roz, prima variantă. Trecem la cei care ați ales piatra a doua și inimioara indigo. O las aici. Haideți să vedem pentru voi, vă gândiți la un viitor apropiat, ce vreți să știți, poate aflați, sau vă gândiți la acest viitor apropiat în ceea ce privește voi și celălalt sau cealaltă. Haideți să vedem despre ce este vorba, cum va fi această relație. Voi văd că ați căutat foarte mult această persoană, ați căutat-o să discutați, să vorbiți, iar persoana aceasta nu a vrut să vorbească cu voi. Iar voi cât de curând vă veți hotărâ ce veți avea de făcut, da? Vă veți hotărâ să explicați, da? Chiar și vouă înși vă veți explica anumite lucruri, de ce ați acționat în măsura în care ați acționat, iar asta este legată de faptul că ați tras de această persoană, v-ați dus către această persoană, ați dorit această persoană să revină, să fie din nou cu voi. Și încercați să vă explicați acum de ce ați făcut lucrul acesta, să dați o explicație la acțiunile dumneavoastră, la modul în care s-au desfășurat lucrurile între voi, de ce persoana respectivă a acționat așa și așa mai departe. Cred că vă veți hotărâ să nu să vă retrageți nici de cum, dar vă veți hotărâ să nu mai faceți nimic în privința acestei persoane. O lăsați pe această persoană să fie atrasă de voi, pentru că este atrasă de dumneavoastră. Persoana la care voi vă gândiți este atrasă de voi. Aveți o prezență deosebită. Dumneavoastră atrageți privirile celor din jur și prin felul de a fi, prin maniera de a vă îmbrăca, prin comportamentul dumneavoastră, dar și prin ceea ce spuneți. Cei din jur vă ascultă, da? Că sunt femei sau bărbați, vă ascultă. Dumneavoastră când vorbiți, ceilalți vă ascultă. Haideți să vedem persoana la care voi vă gândiți ce este cu ea. Ce este cu această persoană? Care este energia persoanei la care voi vă gândiți? Această persoană știe că ați făcut eforturi și i-a convenit lucrul acesta, da? Dar la un moment dat a făcut pe arogantul sau aroganta, pentru că era sigur sau sigură de cum gândiți dumneavoastră, ceea ce veți face, ce acțiuni veți întreprinde, parcă știa fiecare pas pe care voi îl aveți de făcut. A văzut acum sau va simți, pentru că voi vă veți hotărâ, mulți dintre voi nu sunteți hotărâți, dar vă veți hotărâ cât de curând să nu mai dați apă la moară acestei persoane, să nu mai puneți pe prim plan, să nu mai fie pe un piedestal acolo sus și să vă vedeți de treaba dumneavoastră. Ei, această persoană va simți acest lucru și parcă nu-i convine, parcă vrea din nou să flirtați cu el sau ea, parcă vrea din nou să vă vadă. Și cum? Râzând, fiind optimiști, umorul dumneavoastră, felul dumneavoastră de a fi și așa mai departe, vrea din nou să vă vadă așa, vrea din nou să vadă că sunteți interesați de el sau ea. Această persoană este dependentă de voi, în sensul că se gândește non-stop la dumneavoastră. Nu știu cât vă gândiți voi la această persoană, dar cert este că el sau ea se gândește foarte mult la voi. Această dependență îi afectează oarecum activitățile sale zilnice și afectează oarecum relația cu voi, pentru că s-ar putea să nege ceea ce simte pentru voi această persoană. Și de unde și
aroganța lui sau a ei. Haideți să vedem de ce dumneavoastră v-ați dus mereu către această persoană, de ce ați forțat lucrurile. Așa vă văd, acum nu știu, dumneavoastră știți, dar eu văd că ați forțat un pic aceste lucruri. De ce? Pentru că vouă vi s-a părut că odată cu această persoană sau ce ați întâlnit această persoană, lucrurile puteau evolua altfel, ați luptat ca aceste lucruri, ca această relație să evolueze. Ați fost extrem de creativ, de fiecare dată ați găsit lucruri aparte în privința acestei persoane, ați găsit noi metode de a ajunge la această persoană pentru că v-ați dorit să fiți cu el sau ea. Ați dorit ca această persoană să fie atrasă de dumneavoastră, da? Ceva de genul acesta. De ce această persoană totuși nu văd că v-a întors spatele, dar ca și cum a refuzat să vorbească cu voi, ca și cum voi v-ați dus către această persoană, fie aveți un copil cu această persoană, fie v-ați dus cu un copil către această persoană. Nu știu de ce simt uneori asta, dar această persoană nu v-a băgat în seamă sau n-a vrut să mai vorbească sau a fugit de, da, nu știu, de foarte arogantă. Deci foarte arogantă persoana respectivă. Nici nu o văd că v-a întors spate, dar nici, știți, o formă de refuz, dar un refuz așa aspru, da, văd. Și asta pentru că această persoană nu a putut fi cu voi la momentul respectiv și a considerat că orice eforturi ați fi făcut voi ar fi fost în zadar, căci tot ar fi dus la separarea voastră. De ce este dependentă de voi această persoană? De ce este obsedată de voi? Nu știu cât voi sunteți, dar această persoană este obsedată. Voi știu clar că vă doriți ca el sau ea să fie atrasă de voi, dar această persoană este atrasă, este chiar obsedată, dar de ce? De ce? Pentru că este ceva, parcă vă visează, este ceva la care a visat. Nu știu dacă ați fost împreună mulți, da? S-ar putea să doar să vă doriți să fiți cu el sau aia și să nu fi ajuns câțiva dintre voi, alții da, ați fost împreună, însă pentru că apare în destinul dumneavoastră el sau ea, da? Aveți steaua și apare în destinul dumneavoastră. Haideți să vedem ce va fi între voi doi într-un final. Ce va fi? Dați un pic să deschid eu un pic ușa. Ok. Ce va fi? Ce va fi între voi și această persoană? Da, v-am zis, cineva fuge și simt că este persoana la care voi vă gândiți. Fuge, 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 fuge. Această fugă o simt ca într-o relație de suflete gemene, pentru că energia masculină fuge. Acum dumneavoastră știți mai bine. De ce? Pentru că este teamă. Este ego-ul acestei persoane, îi vorbește mult mai mult decât ceea ce simte, pentru că simte, este dependentă de voi această persoană. Dar tot fuge. Da? Tot fuge, dar va avea o surpriză, un șoc emoțional. Ceva se va întâmpla cu această persoană. Și atunci va avea altfel privirea către voi. Vor fi niște vești, informații dintr-o dată care vor apărea, care îl va lua prin surprindere sau va lua prin surprindere, vești șocante sau pur și simplu o surpriză, schimbări instantanee, da? O transformare, deci va exista o transformare în această relație și se va schimba cu totul, la 160 de grade se va schimba relația între voi și această persoană. Dragii mei, aceasta este etalarea pentru voi, cei care ați ales varianta a doua. Haideți să vedem varianta a treia. Cu inimioara, ce culoare e? Maro, si de fapt, da?
lăsați un pic, eu tot am dat cu niște substanțe și mai pot să mai respir că n-am geamul deschis, am deschis ușa, am aprins niște lumânări de toate. Haideți să vedem pentru cei care ați ales varianta a treia, voi și persoana respectivă și ce va fi. Gândiți-vă la o variantă. La o variantă. Gândiți-vă la acea persoană, vreau să zic. Haideți să vedem. Voi, care este energia dumneavoastră, așteptați de mult persoana aceasta să revină în viața dumneavoastră, să fiți din nou, să vorbiți din nou. Și îngerii vă spun că faceți bine să așteptați, pentru că cât de curând dumneavoastră veți obține ceea ce vă doriți, foarte curând. Îngerii au un program divin acolo pentru voi, cei care ați ales varianta a treia. Acest program este bine pus la punct, iar voi nu faceți decât să jucați acest rol. Această așteptare face parte din acest program, însă cât de curând, atât voi cât și persoana respectivă veți lua o decizie și veți ști ce aveți de făcut. Una dintre deciziile pe care voi le veți lua este cu privire la voi înși vă. Veți avea încredere în voi și veți ști că situația și conexiunea cu această persoană necesită încredere din partea dumneavoastră, dar și din partea persoanei respective. Dar haideți să vedem această persoană. Pentru că aici cineva a avut o lipsă de încredere, încredere în univers, încredere în celălalt, cealaltă. Dar nici voi nu ați fost hotărâți vis-a-vis de ce, dacă vă doriți sau nu această persoană. Voi mental sau poate nu mental, dar cu corpul și sufletul vă doriți. Poate mental nu vă mai doriți această persoană și atunci există un dezechilibru. Nu sunteți nici voi hotărâți dacă o mai vreți sau nu. Persoana aceasta știe că voi sunteți o persoană care o iubește. I-ați apărut rapid în viață, da? I-ați apărut rapid în viață, rapid i-ați declarat iubire, iar până când această persoană să vă declară iubire a trecut mult timp sau poate nu v-a declarat-o deloc. Va încerca, nu știu, curând să facă un gest către voi, un gest romantic. Cred că vă va lua prin surprindere ceea ce vrea să facă această persoană. Nu știu dacă o să vă spună, dar pune ceva la cale în sensul de a vă revedea, de a vă reîntâlni, de a fi din nou cu voi, de a-și exprima sentimentele. Această persoană o simte un pic departe de voi. De ce? Pentru că are de rezolvat probleme în familie. S-ar putea să aibă copii, s-ar putea să fie căsătorită această persoană. Trebuie să se elibereze de persoana cu care este în acest moment, el sau ea. Așa văd, așa vă spun. Haideți să vedem la voi de ce sunteți așa nehotărâți. Dați un pic, că tot mi se... să împart eu cărțile. De ce sunteți voi nehotărâți cu privire la această persoană? Sunteți un pic instabil și voi. Orice ar fi, dumneavoastră trebuie să aveți încredere. Trebuie să aveți încredere pentru că situația amoroasă a dumneavoastră trebuie să aibă, are nevoie de încredere. Această relație are nevoie de încredere. Orice ar fi, dumneavoastră trebuie să aveți încredere. Ce program este pus acolo în cer pentru voi? Ce se petrece? Pentru că clar și cât de curând cineva se decide, da, să își exprime lucrurile,
Alegerea, da? Deci cât de curând dumneavoastră va trebui să alegeți, să faceți o alegere, să întoarceți spatele către ce a fost în trecut între voi doi greu și să cadeți la pace. Noaptea visați această persoană, vă apare cineva din familia dumneavoastră sau a persoanei respective, o femeie decedată, apare în vis la dumneavoastră sau prin vis vă trimite anumite sau v-a trimis anumite informații. Acestea vor ilumina cât de curând această relație. Iar la această persoană, de ce? Pentru că își dorește să facă ceva către voi, să își exprime sentimente sau să aibă o acțiune. Haideți să vedem despre ce este vorba. Să vorbească, să-și exprime sentimentele pentru această uniune sau să afle de la voi, mai vreți să fiți cu el sau ea sau nu. În orice caz există exprimarea acestor sentimente în vederea acestei uniuni. Da? Foarte frumos. Haideți să vedem ce este cu eliberarea de această persoană cu care este acum, că simt că parcă e cu altcineva sau cu copiii. Da, are familie această persoană. Sau nu poate scăpa de o fostă persoană, da? Cineva tot îl caută, dar e din cauza și familiei, problemele din familie, o persoană din familia sa, o persoană bolnavă. E ca și cum, nu știu cum să vă spun, ca și cum căsătorie se va termina acestei persoane sau această persoană va tăia pur și simplu legătura cu cineva din familia sa în vederea pentru a fi cu voi. Va tăia legătura efectiv cu cineva din familia sa pentru a fi cu voi. Ok, interesant. Haideți să vedem ce va fi cu această relație. Nu știu pentru cine este această etalare, dar e evident. Haideți să vedem. Ce va fi între voi? Și voi și persoana respectivă vă gândiți unul la celălalt extrem de mult. Uitați-vă această casetă, da? E ca și cum derulați în mintea dumneavoastră amintiri frumoase dintre voi. Ascultați muzică, o muzică ce vă aduce aminte de această persoană. Persoana respectivă ascultă la fel o muzică ce vă aduce aminte de voi. Și clar, această persoană nu și-a exprimat sentimentele. Ce v-a spus? V-a spus că nu vă iubește, v-a spus că poate iubește cealaltă persoană. În orice caz, v-a spus nu iubirii dumneavoastră și a mințit. Și a ascuns adevăratele sentimente, care sunt unele de iubire. Deci, cu alte cuvinte, în viitorul apropiat, văd că această persoană încearcă într-o manieră sau alta, repet, poate fi direct, poate fi indirect, să-și exprime sentimentele față de voi sau dumneavoastră să știți ceea ce această persoană simte. Cum? Nu știu. Ori postează niște imagini, ori postează niște melodii, dar această persoană vă cheamă. Vă cheamă către ea, nu vă lasă. Deci nu văd această relație terminată. Nu știu dacă o să vă întâlniți, dar își exprimă într-o manieră directă sau indirectă sentimentele față de voi prin, v-am zis, intermediul unor melodii, prin intermediul unor vorbe, unor fotografii, nu știu cum, dar își exprimă aceste sentimente în această manieră. Dragii mei, aceasta este etalarea pentru voi. Sper să fi aflat lucruri interesante. Vă mulțumesc din suflet pentru vizualizări. Vă iubesc și vă doresc tot binele din lume. La revedere, dragii mei!